ISU Suceava scoate la concurs 31 de posturi de subofițeri conducători auto pentru autospecialele din dotare. Pentru a fi eligibil, candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și posesori de permis de conducere categoriile B și C. Termenul limită până la care se pot depune documentele este data de 8 iulie, ora 14. Probele de concurs sunt următoarele. O probă practică ce are caracter eliminatoriu. Testarea abilității de a conduce un autovehicul care necesită permis de conducere categoria C. Aceasta se va desfășura începând cu data de 22.07.2022, până la parcurgerea probei de către toți candidații validați de către comisia de concurs. Test scris ce va fi susținut în data de 11.08.2022, din tematica și bibliografia de concurs, precum și un interviu pe subiecte profesionale, doar în situația în care se impune departajarea candidaților. Toate detaliile referitoare la concurs le găsiți accesând adresa pompieri.sv.ro/cariere/anunț-cariera. Dosarul se constituie exclusiv în format electronic. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare se depun în volum complet la adresa de e-mail resurseumane3@pompierisv.ro. Pentru a nu îngreuna procesul de înscriere și depunerea documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare, reprezentanții ISU adresează rugămintea de a nu solicita informații suplimentare folosind adresa de e-mail destinată înscrierii.